Catamarile se surto, con steppi luminostre scatinati, con draul un alzini la versupa, con sentini mizizi, sciascelati. Și am clădit prin an cu o steneală, vedem cum într-o clipă totul e prăbușit. Și ne întrebăm atunci cu îndoială, ce poate face cel neprihănit? Sunt vreme, când vezi că totul se destramă, și vise, și nădești, și ideali, iar tu ești cel mai nebăgat în seamă. Tu, prețiosul lumii capital, sunt vrei, ce vrei, o, Doamne Sfinte, când nu mai vrei nimic, când nu mai poți, când mintea nu găsește nici cuvinte, iar de găsește, nu poți să le scoți. Atunci când suferința e permanentă, când nu găsești ieșire spre liman, o strofă pe marea lumii imanentă, când nu mai ai nici forță, nici elan, atunci te întrebăm a toți, stăpâne, oare nu-ți pasă că ne scufundăm? Să te întrebăm, atât ne mai rămâne și al tău răspuns, umili îl așteptam. Tu ne răspunzi atunci cu dușie, copiii mei, eu nu vă părăsesc. Nu tremurați în vremuri de urgie și să nu vă înspăimânte nici un zvon. Și chiar de s-ar cutremura în mări pământul al lumii stâlp, tot eu îi întăresc. Așa mi-am dat din veșnicii cuvântul și acum eu pentru voi îl împlinesc. Eu mustru mare, vânturi și tarazuri și toate se supun și se opresc. În aspre încercări și în necazuri, eu sunt cu voi, eu nu vă părăsesc. Eu dau respeștia, eu dau prăbășirea, pe regi eu îi ridic și îi cobor, dar eu sacrilegiu de cinstirea. Vă spun aceasta vouă, tuturor, amin.